Este vorba de câțiva zeci de elevi ai școlii care au reușit să se califice la etapele următoare ale mai multor concursuri naționale. De la limba și literatura română și până la educație fizică și sport, elevii și-au reprezentat cu cinste școala. La Olimpiada de limba română am obținut mențiune cu 103 puncte. A fost un concurs greu pentru tine? A fost primul concurs la care ai participat? Nu a fost primul. Am mai participat la concursul și în clasa 5-a. Am fost la Olimpiada de limba română unde am luat mențiune. Cum a fost concursul pentru tine? A fost o experiență frumoasă și am învățat câte ceva. Tu la ce concurs ai participat? La basket. Da. A fost competiția? Unde ai fost? A fost aici în Severin, a fost foarte frumos. Am jucat cu fetele de la țară și am câștigat cu un scor destul de mare. Am luat loc întâi la basket, 3 ani la rând, la etapa județeană. Ce urmează acum? Care a fost cea mai recentă competiție pe care ai fost? Săptămâna trecută la basket, aici, când am jucat la școală. Mulțumită de rezultat, cum a fost? Da, a fost foarte bine. Se putea și mai bine. Mie mi-a plăcut. Ați muncit foarte mult. Da, foarte mult. Am făcut antrenamente aproape în fiecare săptămână și eu am adus și multe premii școlii noastre. Te vezi mai târziu ca un sportiv de performanță sau deocamdată e o pasiune de moment? Ei, deocamdată rămânem la o pasiune. Ei bine, am obținut locul întâi pe județ, la Olimpiada de Română, la Olimpiada de Lectură, la cea de Cultură și Spiritualitate și la concursul de creație omagiului Eminescu. Eu merg la Olimpiada Națională de Șah și mă pregătesc zilnic pentru asta, atunci când am timp. Și sper să obțin rezultate și acolo. Cei care îi pregătesc pe acești copii spun că munca lor a fost răsplătită exact așa cum trebuie și se bucură că elevii au ales să participe la aceste competiții. Așa pot reprezenta școala, județul, de ce nu țara, pentru că mulți elevi de-ai noștri sunt plecați în străinătate la diferite universități și îmi doresc ca la rândul lor să-și aducă copiii la această școală. A avut rezultate remarcabile la Olimpiada de Română și sunt bucuroasă de acest lucru. Elevii noștri nu ne-au făcut de râs, foarte mulți dintre foștii elevi care au câștigat premii și nu numai, au ajuns la universități în străinătate. Cu toții speră acum ca de la etapele naționale ale viitoarelor concursuri să se întoarcă acasă cu premii cel puțin la fel de importante.